Cabinetul medicului dentist Petre Covaci, care profesează din 1988 la Roma. Profesionalitate, competență și seriozitate sunt calitățile care caracterizează, în general, cei mai buni medici. Curățirea dinților, paradontologia, estetica dentară, implant și proteză dentară sunt câteva din serviciile oferite, folosind propriul laborator la cele mai concurențiale prețuri. Pentru membrii comunității românești, reduceri de până la 50% pentru toate exigențele. Cabinetul doctorului Covaci deține cea mai bună tehnologie, radiologie tridimensională și ortopanoramă, acestea fiind elementele de bază în serviciul clientului. Totodată, doctorul Covaci efectuează operații de medicină estetică, radiofrecvență și filler. Toți colaboratorii doctorului Covaci, medici asistenți, sunt de naționalitate română. Începând cu data de 1 noiembrie 2017, cabinetul este deschis pe bază de programare, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Cabinetul Covaci se află în strada Tadeo de Seța numărul 12, metro linia A, stația Cornelia. Programările se fac la numărul de telefon 06 66 019 505 sau mobil 347 349 3913. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Cunoaștere, putere, credință, invizibil, misiune universală, viziune clară, soluții la problemele dumneavoastră, subiecte diverse, teme controversate, remedii naturiste, terapii complementare. Cei mai buni dintre cei mai buni sunt aici, având o misiune universală, informarea dumneavoastră. Misiune universală cu Doina Ionel și invitații. Bună seara, dragi români! Iată că după o săptămână ne revedem din nou la Romit TV. Vă salut cu respect. Îmi face plăcere ca să ne revedem și să vă pot sta la dispoziție dumneavoastră, să vă răspund la întrebările care sunt stringente și la care dumneavoastră doriți să aveți răspunsuri pe care singure nu vi le puteți da. După o altă săptămână de caniculă, de căldură, de mare, de soare, am ajuns din nou astăzi seară ca să ne reîntâlnim aici în studioul de la Romit TV. Vă mulțumesc că dumneavoastră mă primiți în casele dumneavoastră și eu sunt disponibilă, deci vă pot răspunde la orice întrebare pe care dumneavoastră doriți să aveți nelămuriri și doriți să aveți anumite răspunsuri, inclusiv pe o scanare pe sănătate. Și întrebările pot fi de orice natură, pe viață privată, pe partea de slujbă, de relațional, deci fără o tematică anume. Așa cum am spus și săptămâna trecută, vă spun și acum, că eu ce am omis să spun și n-am mai avut vreme pentru că au fost chemate multe în direct săptămâna trecută, doresc să vă spun acum că eu sunt și eu am făcut și Academia de Pranoterapie aici la Roma, în clasa profesorului Papadia, pe care am absolvit-o cu mulți ani în urmă și fac parte și din Asociația Pranoterapeuților atât din România cât și din Italia, deci la nivel profesional și nu la nivel amatorial.
ce important este ca dumneavoastră care nu mă cunoașteți să știți că eu fac atât tratamente cât de la distanță, majoritatea, 99% mai bine, aproape 100% eu le fac de la distanță. Sunt tratamente efective pe diverse patologii, pe curățări, pe deschideri sau clar viziuni care, cu toate că dumneavoastră vă puteți întreba, dar cum puteți dumneavoastră sau tu poți să-mi spui despre mine și cum mă cheamă și ce se întâmplă și să-mi faci o scanare la... fără să mă vezi. Uite că se poate, pentru că asta totul este pe cale de vină, informațiile vin de sus, de la Doamne, Doamne, și nu vin de la mine, așa cum v-ați spus și rândul trecut, deci este o filieră divină. Cu toate că eu nu vă cunosc, dar vă cunosc, fac așa un joc de cuvinte. Important este că cei care își aleg un pranoterapeut, o persoană care să-i ajute, pentru că astăzi, ca astăzi, știți foarte bine că medicina tradițională lucrează mult pe partea simptomatică, pe partea de simptomele pe care unele patologii le au prin dureri, pe diverse organe. În schimb, la nivel de bioenergie, de pranoterapie, se lucră pe cauză. Adică, în momentul în care dispare cauza, în mod evident dispare simptomul. Eu nu pot să vă spun dumneavoastră, nu spun nimănui niciodată cât este nevoie de lucru, pentru că nu am de unde să știu, în sensul că fiecare organism răspunde la modul lui. Pot fi persoane care au aceeași patologie cu care se poate lucra mai mult, la care rezultatul se vede mai în timp, și persoane care, la care rezultatele se pot vedea mult mai repede, pentru că fiecare organism reacționează la modul lui. Un pacient, în momentul în care eu fac o terapie, poate ca să aibă diverse senzații. Senzații de căldurică, de furnicuțe, în mâini, în picioare, în diverse părți ale corpului, de cald, de rece, adiere, relaxare, somnolență, brividi, pot avea și frisoane, sunt persoane care practic au frisoane. Asta poate ca să fie un flux care trece de la deal la vale, cum spun eu, care trece prin corp, căldură care urcă din zona picioarelor, din zona tălpilor spre corp. Aici fiecare organism răspunde, reacționează la modul lui. Mai poate fi senzația de că ceva vă iese din corp, din picioare, din mâini, din extremități sau prin toți porii organismului. Eu ce aș vrea să spun, că rezultatele, eu lucrez de foarte mulți ani, sunt peste 30 de ani de când fac lucrul acesta, o parte mă cunoașteți prin familiarii pe care îi aveți în țară sau chiar dumneavoastră personal aici sau prin cei care au apelat la mine în caz de necesitate. Este evident faptul că acum am trecut într-o altă dimensiune energetică și oamenii au început ca să conștientizeze, să-și dea seama că rezultate bune pot ca să aibă nu doar cu medicina clasică, că li se dă două buline, 10 buline, fac un tratament curativ de o lună, două, simptomul poate ca să treacă pentru o perioadă de timp, după care reapare. Cu tratamentele de bioenergie aș putea să vă spun că asta lucră pe curățare la nivel de ceacre, de meridiane, și în momentul în care apare, deci organismul se curăță, în mod evident că
că se liberă, cum zic eu, de rău. Liberarea asta de rău poate să fie chiar și prin poate fi chiar și prin căscat foarte mult, eliminare de negativ, poate sau poate ca să se manifeste în momentul în care energia lucrează și se duce acolo unde trebuie să ducă. Când ajunge la pacient, cum spune o ia pe căile Domnului, adică un organul sau sistemul cere unde trebuie să ajungă. Nu mai direcționez eu. Eu aș putea să spun că sunt un tramite, o punte de legătură între sus și jos. Ce este mult probabil, deci foarte probabil este, ca în momentul în care încep tratamentele de bioenergie cu un pacient, să fie, energia este foarte puternică și răvășește, cum spun eu, un rău ca să iese trebuie să miște. Și cum se mișcă? Se mișcă prin manifestările lui, care pot fi dureri, poate fi mai acute, după care astea pot fi între 24 și 48 de ore, după care ajunge la un apogeu, după care începe strada spre bine, adică să se vadă rezultatele. Vă spun, mă repet, o spun tuturor, nu știu cât este de lucru pentru că nu depinde de mine. Eu lucrez la fel și cu cei cu patologii foarte grave și cu cei cu probleme banale, o durere de măsea, o durere banală de cap, de stomac, de chicior, când eu plec în genere cu un pachet de 10 ședințe, le fac de la distanță și rezultatele pot fi, deci, de la primul pachet sau de la primele ședințe și, pe urmă, fiecare decide ce vrea să facă în continuare. Dar eu întotdeauna spun că dacă cineva dorește ca să aibă rezultate când începe o terapie, ca la orice terapie și alopatică, în momentul în care o încep, trebuie să faci o cură. Dacă trebuie să iei buline, antibiotic, trebuie să iei 3, 5 sau 7 zile ca să vezi un rezultat. La fel, spun eu că și cu pranoterapia, cu bioenergia, este necesară o cură care poate să fie de la un pachet, mai mult sau mai puțin de un pachet. Ce legat de tratamente pe care eu le fac atât în țară, lucrez în toată lumea, pacienții mei sunt de pe toate continentele, lucru sau tratamentele se fac inclusiv pe patologii, pe boli terminale, am foarte mulți pacienți. Eu nu pot să spun că cine are o boală terminală într-o metastază, o fază 4 a unei boli terminale. Nu zic că astăzi încep o terapie și mâine persoana respectivă nu mai are nimic, dar am avut cazuri care evidente unde eu am lucrat cu tumori pe creier, chiar cu știință sau fără știință, și asta pot să vă spun, că nu neapărat persoana trebuie să știe că eu lucrez. Eu lucrez chiar fără știința persoanelor care sunt cu probleme de sănătate, la solicitarea sau la voința familiei, la rudelor, cine vor ca să amelioreze, să ajute persoanele respective cu problemele de sănătate. Vă spuneam că unul din pacienții mei, o copilă de 18 ani din Constanța, cu creia, i se depistase o tumoare pe creier, era pe lista de așteptare pentru o intervenție acolo în Constanța.
a apelat familia, mama și tatăl a apelat la mine, care m-a văzut prin intermediul televiziunilor unde eu participam și știau de tratamentele pe care eu le făceam. Au apelat la mine fără să știe copila, am început tratamentul, le-am făcut și o scanare pe sănătate a copilei respective, printre care la un moment dat am spus că rețin că ea a avut o problemă mai înainte la cap și vedeam parcă două fire, nu? Și mama fete zice, doamna Doina, dar vă spun sincer că nu mi-amintesc, adică de ca după o perioadă de timp să-mi spună că copila a făcuse o intervenție cu ani în urmă, era mai micuță, acum avea 18 ani, cu ani în urmă, că avea o problemă cu urechile un pic așa mai depărtate și au făcut intervenția aia și de acolo se vedeam eu firele celea. Pot să vă spun că după am făcut prima dată un pachet, fata nu știa, chiar de ziua ei când făcuse, împlinise 18 ani, ea simțea ceva, dar nu își putea explica ce se întâmpla la nivelul organismului și pot să vă zic că cum trebuia să facă un RMN, le-am zis părinților să mai aștepte pentru că energia și după ce se termină un pachet de 10 ședințe lucră în continuare, nu se oprește și rezultatele se văd încă o lună, două. Zi și făcut, au mai așteptat după ce au făcut un RMN, au luat rezultatul, s-au dus la medicul curant care urma să opereze fiind un medic care plecase de la vârsta de 4 ani cu familia în state, care era deci... care urma să-i facă intervenția, motiv pentru care când a văzut rezultatul de la RMN, deci era o reducere la 1-2 mm. Ce pot să zic? Adică patologiile sunt foarte, foarte diverse, o gama diversificată, chiar și astăzi, datorită situației care este și dumneavoastră o știți foarte bine prin ce am trecut, perioada asta de un an și mai bine, imaginați-vă că stările psihice, depresive ale oamenilor sunt evidente și care ne-au marcat viața, ne-au marcat sănătatea, ne-au dus la frici, ne-au dus la nesiguranță, care au repercursiuni asupra fizicului și asupra psihicului nostru. Mie pot să vă spun în mod special că o deosebită satisfacție am când rezultatele sunt bune, sunt maxime, în sensul că după un pachet, după două, după o perioadă mai lungă, când rezultatele se văd, oamenii mă sună, persoanele mă sună să mulțumească, este mult posibil, mult probabil ca aici depinde de fiecare persoană în parte, se poate întâmpla ca o persoană să nu aibă, să nu perceapă senzațiile astea, cum spun eu, de căldurică, de furnicuțe, dacă are canale de comunicare energetice cu mine obturate, să nu perceapă senzațiile astea, dar oricum vă pot spune cu certitudine maximă că energie primește. Aici, evident că depinde, cum mă repet, de fiecare în parte. Am avut cazuri chiar destule, prin care un caz foarte cu pietre la rinichi, pietre pe amândoi rinichi, chiar de dimensiuni mari, nu banale,
care fusese ca să facă la, într-o structură spitalicească, să facă șocuri ca să îi le fărâmițeze, să poată să le elimite. Vă imaginați cine a trecut prin situații de astea, ce crize de durere poate avea. Pot să vă zic că în momentul când am început, la primele 3-4 ședințe nu simțea foarte energia, de la a 6-a, a 7-a a început, după care am lucrat ca să aibă rezultatele rapide și evidente cu chirurgie de lumină, în sensul că este o concentrație maximă și mie îmi trebuie și ca timp material și ca intensitate, ca virgulă concentrație, mult mai mult decât când fac o curățare normală. Acea persoană vă pot spune că în momentul în care făceam, era exact ca o operație chirurgicală, cum se lucrează într-un spital ca un laparoscop cu un diamant și spuneam, acum se operează, simțea niște dureri cumplite, dar operație în mod metaforică, era nu o operație care se întâmpla efectiv. Simțea niște dureri cumplite și îmi spunea că seara, noaptea, pe urmă, simțea cum elimina din pietre, se mărunțeau, se fratumau și erau eliminate din organism. Imaginați-vă că după perioada asta a mers la un nou control și nu mai avea pietrele pe care le avusese la început și fiecare poate să-și imagineze care a fost starea de spirit și de bucurie a persoanei respective. În afară de faptul că eu lucrez pe patologii în mod direct de curățare și de, cum spun eu, că energia se duce acolo unde trebuie să ducă, se lucră și pe deschidere, deschidere în sensul de slujbă, de problemele private, probleme personale pe care cineva poate să le aibă, pentru că acum știm foarte bine că rele se fac foarte multe și când cineva vrea să facă rău, nu se mai gândește că la consecințele pe care răul acesta le aduce. Dar eu spun așa, că în momentul în care persoanele fac lucrul ăsta, să se gândească bine, pentru că viața plătește, totul se plătește în viață și în momentul în care va veni plata, vine ca un bumerang. Nici nu se așteaptă când și cum, dar poate să fie cazul ca să nu plătească persoana direct, să plătească cei care sunt dragi, care sunt fac parte din familia lor și care n-au nicio vină să plătească păcatele altora. Eu v-aș spune că cine dorește să mă contacteze, în privat, eu pot să vă las un contact. Alo? Alo? Bună seara, vă rog. Bună seara, numele meu este Aneta. Vă rog. La Perugia vă sun. Vă rog. Spuneți, doamnă. Am și eu niște probleme cu sora mea. Vă rog. Ce anume doriți să știți? Aș dori să știu când m-aș putea împăca cu ea. Chestia este veche, doamnă. Îmi spune da. Și mie ce este 3, 4 până la 8, chiar 9. Este timpul de când sunteți în disensiune, care pot fi ore, zile, săptămâni, luni sau ani? Da, deci... Sunt ani. De când ne-am auzit, de exemplu. Ok. Ce văd eu, doamnă, de la o banalitate, o ceva pueril, a zice eu.
Adică parcă pe dânsa o văd așa mai distantă. Parcă nu vrea să ia contactul cu dumneavoastră. De la ceva banal. Ce aveți în mijloc, doamnă? Nu este aici, sora? Că nu văd. Este la Roma. Deci că nu văd distanță. Nu o văd cu dumneavoastră. Adică văd distanță. Ea este la Roma, eu sunt la Perugia. Da, deci văd distanță de dumneavoastră, nu acolo unde ședeți. Da. Eu văd că totul pleacă de la dânsa, doamnă. De la ceva care eu nici n-aș lua-o în considerare. Da. Și tot așa o văd, doamnă. Dacă vreți să repacificați cu dânsa, trebuie dumneavoastră să insistați. Că dacă așteptați de la ea, așteptați și mult și bine. Și asta o știți. Am înțeles. Încă o rugăminte. Vă rog. În ceea ce o privește, de are un băiat care nu stă prea bine în sănătatea. Da. Ce doriți să știți? Cum este? Dacă se poate salva sau nu? Ce? Ok. Doamnă? Da? Doamnă, închideți dumneavoastră că se face microfonie și nu se aude aici în studio bine. Rămâneți momentul ăsta doar pe telefon, că face microfonie și nu ne auzim. Sunt doar pe telefon. Ok. Ce văd, doamnă, ce este o investigație nu de multă vreme? Pentru nepotul meu? Da, da. Da, știu că are o boală care nu... Deci... Cred că este... Deci, curabilă. Da, doamnă, deci văd, este tânăr, văd persoana, adică nu în vârstă. Da. Ce este 31, 30, până la 36, 37, este o vârstă? Nu. Dar vă spune ceva? Nu. Că văd ceva legat ori de sora dumneavoastră, ori de dumneavoastră, familie. Doamnă, văd o leacă cam delicată situația, să știți. Îl văd spitalizat, adică îl văd, parcă îl duce de colo-colo, parcă îl duce la investigații și colo și colo. A schimbat doctorii, dacă știți. Ce este o distanță? Nu este aici băiatul? Ba da, la Roma e. Dar văd o distanță. L-a mai dus pe în altă parte? Din ceea ce știu eu, nu. Că văd o distanță, doamnă, ca și cum orică vor să-l ducă într-o structură să facă niște investigații, dar e dură, doamnă. E dură. Da. Dură. Dură de tot. Dură de tot. Nu prea văd eu nu prea văd acum o rezolvare a problemei. Nu o văd, să știți. Îmi displace că vă spun asta, dar nu o văd. E o chestie de timp, doamnă, atât. Dacă vreți să mă înțelegeți. Și asta dumneavoastră o știți mai bine ca mine. Am înțeles, da. Dar vă spune ceva? 1, 2, 3, 6? Dar nu neapărat legat de dumneavoastră. E o zi de naștere, o lună, a cuiva? 12 este fata mea născută. Ziua de naștere a copilului. Am înțeles. Da. Legat de... Adică nu văd lucrurile prea bune acolo. Nu le văd bune deloc, să știți. Acum mai înțelegeți o leacă și dumneavoastră pe soră, că vă dați seama că situația nu este banală și poate, sigur, supărarea, situația în care este, poate că are și reacții care nu vă confortează. Dar încercați dumneavoastră o leacă să veniți în întâmpinarea dânsei, că pe dânsa nu văd că vă vine... Adică să pacificați relația. Da. De la dumneavoastră. Faceți tot ce ține de dumneavoastră și vă împăcați.
chiar dacă ea este refractară, dacă are reacții care nu vă fac plăcere, lăsați lucrurile așa cum sunt. Că ea are nevoie de un sprijin moral acum. Exact. Situația este mult delicată, doamnă. Nu o văd bine. Deloc nu o văd bine. Îmi pare rău că pot să vă spun asta. Dar, vă mulțumesc. Să dea Dumnezeu, să, cu drag mare, să dea Dumnezeu să greșesc eu și să... Dar nu văd lucrurile bune. Și dumneavoastră, adică situația asta nu este de acum. Este, nu. E de ordinul anilor. Da, așa e. De ordinul anilor se duce perioada asta. Dar acum e mult acutizată. Mult. Da, asta pot să vă spun, doamna Aneta. Parcă așa am înțeles că vă numiți. Da. Îmi pare rău, Dumnezeu să facă minuni. Că eu zic așa, dacă Dumnezeu face minuni, nu este nevoie nici de doctor, nici de buline, nici de pranoterapeut și nici de altă intervenție. Face minune și atât. Și nu suntem noi umanii care putem face lucrurile astea. Minunile le face bunul Dumnezeu. Și... Dar pe mine cum o vedeți? Dacă vă pot reține încă o secundă. Repetați, scuza? Pe mine cum o vedeți? Sub ce aspect? Pe fiecare aspect. Deci familie, fericire, pe Dumnezeu. Da, pe dumneavoastră vă văd o leacă, vă văd stresată, mult stresată, dar mult stresată. Ați avut o problemă în familie, doamna Aneta? Nu, este sora mea, deci asta este problema. Deci asta este problema în familie, sora dumneavoastră. Nu o problemă conjugală, de raport conjugal. Conjugală, da, eu sunt divorțată. Ei, păi asta zic eu, o problemă, când am spus o problemă în familie, făceam referință la dumneavoastră. Da. Sora, adică am abordat argumentul soră, acum vorbeam despre dumneavoastră. Dar vă văd singurică, vă văd... nu vă văd mulțumită. Nu vă văd mulțumită. Acum vă văd, văd în spatele dumneavoastră pe cineva, doamnă. Văd un individ în spatele dumneavoastră. Cunoașteți sau cineva care vă curtează? Da. Cunoașteți pe cineva. Dar pe dumneavoastră parcă vă văd cu schinarea la el. Parcă. Așa vă văd, adică nu sunteți cu fața ca și cum acceptați, îl acceptați. Da, așa e. Adică, dar faptul că vă văd cu spatele la dânsul, doamnă, știți cum percep eu? Ca și cum dumneavoastră l-ați mai iertat pe omul ăsta. Da, așa e. Adică i-ați mai dat șanse, înțelegeți, și acum parcă nu știți ce să faceți. Sunteți în dubiu să-i mai dați o altă șansă. De asta vă văd cu spatele la el. Parcă nu sunteți decisă să vă împăcați. Exact. Aveți pe cineva. Văd o literă R. R. Nu. Poate să fie o inițială de la un nume sau la un prenume. Dar nu neapărat să fie persoana respectivă. Poate fi cineva din familie, poate fi cineva din jurul dumneavoastră, nu este o condiție sine qua non. Dar acum nu vă văd așa nici în căruță, nici în teleguță. Parcă vreți, parcă nu vreți, dar vă văd cu spatele. Încă nu sunteți decis să-i dați ok-ul. Îl mai țineți o leacă în stand-by. Exact. Încă îl mai țineți. Așa e. Îl mai țineți. Nu vă văd propensă să-i dați. Cu toate că vă displace, văd că vă displace. Parcă vă plânge sufletul. Da. Vă plânge sufletul că pe dumneavoastră văd că încă mai sunteți, dar ați fost mult legată afectiv de persoană și care v-a înșelat așteptările. Da. Nu este prima dată, doamnă, nu este prima dată.
am o șansă de viitor cu persoana respectivă? Aici depinde de dumneavoastră, doamnă. Cum vă văd acum cu schinarea, dacă dumneavoastră vă întoarceți cu spatele, dar văd că îl mai țineți o leacă în așteptare. Dar la un moment dat îl mai lăsați o leacă să mai fiarbă în brodul lui, în supa lui, că asta vreți, că asta vreți să faceți acum, îl testați. Dar asta îi faceți acum, îl testați, dar pe urmă vă întoarceți. E chestie de 15 zile maxim, 2 săptămâni. Ziceți că merită. Vă întoarceți, dar puneți niște condiții, doamnă. Corect, aia. Dar deja i le-ați spus. I-am pus. Deci, și să, adică, cum să, îi dați șansa, dar să respecte condițiile. Că altfel... Da. Nu, vă întoarceți, adică vă întoarceți la el, vă întoarceți. Ok, si. Asta, mulțumesc. Cu drag, o seară plăcută, Doamne ajută, să mai lăsăm. Vă mulțumesc, Doamne ajută, numai bine. Numai bine. La revedere. Cu drag, Doamne ajută. Ce voiam să vă spun, dacă cineva dorește să mă contacteze, vă spun, vă pot lăsa, probabil că este și pe display, pe burtieră, numărul meu de telefon, 324-984-3442. Cine dorește mă poate contacta și vă pot răspunde la întrebările pe care dumneavoastră le aveți. Aș putea să vă spun că eu n-aș spune că este un don al meu, de la mine, adică o creație a mea personală. Absolut nu. Este un har, este un don pe care îl ai sau nu-l ai. Adică Dumnezeu, eu spun, și la fel de bine știți și dumneavoastră ca mine, Dumnezeu operează prin oameni. Eu sunt o puntă de legătură, cum am spus și eu la că mai înainte, un tramite între sus și jos. Adică eu, energia vine din univers și ajunge la pacient sau acolo unde este nevoie de curățare. Apropo de, mi-aduc aminte cu plăcere că mai de mult a venit un domn, un ex-militar care avea, vă dați seama că într-o carieră militară, multe probleme cu frigul, cu gerul, cu mari probleme și cu aur și cu vedere și cu chicioarele și cu toate. Și a venit la mine la cabinet la București și chiar zice: doamna Doina, am vrut să vin la dumneavoastră să văd dacă aveți un releu, cum vă încărcați dumneavoastră, prin ce metodă. Și zice: am văzut una mititică, așa, că eu sunt mai minionă, nu că sunt de 2 metri, așa, zice, o persoană normalissimă, normală, și mă întrebam, zic, cum se încarcă. Și zic: domnul general, eu mă încarc de la Dumnezeu, cu puterea, cu energia divină și nu în alt mod. Pot să vă spun că am început pe urmă și un pachet, am început cu un pachet de 10 ședințe cu dumnealui, la care multe din probleme s-au rezolvat. Nu spun că toate, dar foarte multe din problemele respectivei persoane s-au rezolvat. Pe lângă tratamente, eu lucru și pe curățări, acolo unde legat de slujbă, legat de relație, legat de orice problemă pe care o persoană ar putea să o aibă, chiar acum, cu plăcere, îmi aduc aminte că cineva de la Paris, că pacienții mei sau persoanele cu care lucru sunt din toată lumea, de pe toate continentele, fără excepție, care mai mult, care mai puțin ca număr, pot să vă spun că de la Paris, cineva care avea problemă cu
și relațional, dar și cu slujba și cu... Vă dați seama că știm cu toții, știți și dumneavoastră, că în momentul în care ești plecat din țară și nu ai pe nimeni, n-ai niciun ajutor, este greu. Este foarte greu să răzbați, să supraviețuiești, dar Dumnezeu are grijă de noi și, și mergem înainte. Și respectiva persoană, Andreea, știu că și deschisese o societate sau voia să-și deschidă o societate și în mod evident că avea nevoie de un cont bancar, de bancă, să fie ajutată în ceea ce voia să facă. Am început să lucru pe deschidere, la un moment dat am zis, tu poți ca să mergi astăzi la bancă și să ceri să ți se deschidă contul, să-ți rezolvi problemele. Lucru zi și făcut, am mers la managerul băncii, acolo care a primit-o și pot să vă zic că mi-a spus pe urmă, zice, doamna Doina, mi-a spus managerul, zice, eu trebuie să deschid, să te ajut să-ți deschid contul și să te ajut în continuare, dar nu știu de ce. În gândul ei zice, știu eu de ce, pentru că s-au făcut o curățare și că s-a lucrat la nivel energetic. În afară de, nu știu cât este de credibil sau nu pentru dumneavoastră, dar pot să vă spun că am avut și situații de levitație în care pacienții mei și mulți și de la distanță, dar și la cabinet, când fără să ating persoana respectivă, vă pot stă cu puterea minții, că numai aici este mai puternică decât orice, se ridicau efectiv, nu pot să spun că ridicarea era desprinderea totală, dar se desprindea corpul, se desprindea spatele, capul, deci era doar un singur punct de sprijin pe patul meu în studio unde lucram. Și de multe ori chiar au fost și persoane care au venit de la ca să facă înregistrări, să facă și să vadă lucrurile acestea. Persoane care aveam un pacient care vrea să înregistreze o levitație dintre asta, când nu se înregistra, se levita, deci se ridica persoana și avea peste 100 de kg, avea vreo 120 de kg mai bine. Alo? Se pare că avem o chemată. Bună seara! Bună seara, doamnă, vă rog! Eu am urmărit acum, deci m-am întâlnit la sfârșit și nu știu cum să pun întrebări. Deci eu aș vrea să mă refer la unul din fiii mei, dacă aș putea să-mi spuneți ceva. La? Pentru unul din fiii mei. Ce anume doriți, doamnă? Cu cât întrebările sunt precise, răspunsurile vă vin precise. Ce anume? Pentru că suntem departe, nu de altfel. Da. Cum suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu. Doar că nu știu viața lui personală, adică are și o vârstă și nu înțeleg de ce nu reușește să întemeieze o familie. Doamnă, ce vreau să vă spun? Nu își întemeiază o familie nu că are bolmoaje. Înțelegeți? Pentru că da. Îi place? Nu văd așa ceva. Ce este o literă A? E o localitate, o țară? Sigur. Anglia. Este în Anglia. Deci nu că are bolmoaje sau cineva s-a ținut de spatele lui, de capul lui, ca să-i facă vă o fetișoară. Nu. Este o alegere a lui. Lui, el așa vrea să șadă acum. Ce este? A? Atunci e bine. Nu, doamnă. Nu. El acum vrea să mai copilărească. Ce e ca un copil mai bun. E mai copil, mai matur, dar nu vrea el acum să facă lucrul ăsta, doamnă. Și deocamdată nici nu vrea să se întoarcă în țară, să știți. Da, știu. Nici acum, dar nici mai târziu, doamnă. Da, păi m-am gândit. Ce este? Doamna, ce este o literă M? E, nu, nu mai știu cum
A, e numele, e numele copilului, băiatului. Da, da. Cu litera M. Nu, doamna, nu se întoarce și n-are bolmoaje. Este alegerea lui acum. Așa că stați liniștită. Mai copilărește, nu vrea. El acum stă bine, slujba are, nu-i văd probleme. Da, Dumnezeu, da. Este realizat, adică chiar are o slujbă bună. Asta era doar problemă, gândul meu, că nu înțelegeam de ce. Nu, 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 nu o face că nu vrea acum. Perfect. Dar pe mine, mă vedeți pe mine un pic... Ce dori? Sunt într-o incertitudine, în sensul că nu stau rău, dar sunt lucruri care nu depind de mine și... Eu stau în nădejdea în Dumnezeu, dar ceva în jurul meu se întâmplă, dar nu mă ajung la cunoștință. Da, ce anume doriți să știți, doamna mea? Cu deci cât? Cu munca, cum ar veni, cu serviciu, unde sunt eu, unde stau eu. Ce este o schimbare? Ați avut o schimbare? Ar trebui să fie o schimbare, ar trebui, dar nu mi-a ajuns la cunoștința mea. Am înțeles. Deci văd o schimbare, doamnă, cu slujba. Orică ați avut-o, orică ați făcut o discuție și urmează să o aveți. Păi, cred că o să fie, înseamnă că da. Deci, văd o schimbare, dar schimbarea asta este benefică, să știți. Ah, okay. Adică este un salt calitativ. Deci, este benefică. Este benefică pentru dumneavoastră. Schimbarea asta nu apare târziu. Începând, doamna mea, cu... După vacanțe, cu toamnă, după 15-20 de septembrie încolo, aveți notiții. Doamne ajută! Dar vă este benefică, adică este constructivă pentru dumneavoastră. Văd o plecare, doamnă. Ce este o plecare sau o intenție de plecare? Aș dori să plec pentru mult timp. Nu știu cum este acolo. Da, văd o intenție de plecare, dar acum vă văd așa în stand-by. Plecați sau nu plecați? Da. Încă nu aveți decizie. Nu sunteți decisă. Dacă plecați, dacă decideți să plecați, doamnă, să fiți pregătită, să nu rămâneți, adică să aveți ce, să corespundeți regulilor care se cer. Da. Înțeles. Adică să... Secunde. Vă rog? Sunt niște cumpene. Da, adică să... Dar văd pe cineva, departe de dumneavoastră, deci cu siguranță, ce este o zonă mai deluroasă, mai muntoasă? Locuiți într-o zonă în țară, mai așa ce văd? Da. Aveți pe cineva cu probleme? Mama. Că văd o persoană mai în vârstă cu probleme. Mama, păi de asta aș vrea să ajung până da, acasă, da? Da, o văd într-o... Ce e o literă C? Acum nu-mi vine, nu știu. Frate, da. Fratele dumneavoastră, care poate fi inițială de la nume sau de la prenume. Aici, vedeți dumneavoastră decizia care o luați cu plecarea, dacă îmi plecați, adică situația mamei, o văd cu spatele, nu o văd cu fața la mine, o văd așa, are un plovăr, o flanică, o culoare bej, ceva alb murdar? Da, păi are o poartă mai pe timp. Că asta văd, dar o văd din spate, ca și cum poartă are, dar o văd din spate. O văd o leacă mai gârbovită, e mai gârbovită? Și în vârstă, da. O văd mai gârbovită, nu-i văd figura. Dar nu o văd eu acum. E cu probleme, dar nu o văd pe ducă. Nu. No. Doamne. Liniștită că nu. No. Facem tot posibilul să ajutăm de la distanță. N-am înțeles, scuza. Zic, facem tot posibilul să ajutăm, chiar dacă suntem la distanță. Da, cât puteți dumneavoastră, ca orice copil. Da. Asta pot să vă spun, doamnă. Dar legat de partea dumneavoastră profesională, deci este, văd un salt, adică o schimbare, dar o schimbare care vă gratifică. Deci după 15-20 septembrie o să înceapă schimbările. Ok. Doamne ajută să fie cu ajutor. Doamne ajută. Vă salut cu drag. Vedeți că de multe ori, știți, fiecare din noi avem nevoie așa
câte un consiliu, câte o idee, că poate avem probleme, avem nedumeriri, avem, nu știm ce stradă să o luăm, să facem într-o anumită situație. Și dacă, eu știu, se apelează la cineva, poate să se dea o soluție, poate să vină cu o idee care să schimbe viața radical sau poate să te direcționeze pe strada cea bună pe care se poate face. Motiv pentru care foarte multe persoane pe mine mă cheamă și după ce îi ajut și după tratamente, o parte să mulțumească, o parte mă recomandă și altor persoane care au nevoie de ajutor, pentru că de multe ori și voce sparge voce, adică discursul sau ce consilii poți să ai te poate ajuta. Se pare că avem un alt telefon în direct. Alo, vă rog. Bună seara. Bună seara, vă rog. Doamna, ar dori să spune și mie în privința sănătății mele, dacă se poate. Eu văd în zona anterioară abdominală. Ați avut probleme? Aveți probleme? Am fost operat. Deci, ați avut, deci probleme anterioară abdominală. Pe moment, ce este? Ați fost chemat la din nou? Nu. Că văd o altă investigație sau că vreți să vă faceți dumneavoastră o altă investigație? Da. Stau un pic cu glicemia, stau un pic așa la limită. La limită, da. No, țineți-o. Acum să vă spun, problema cu intervenția o văd, adică nu văd, adică și cum lucrurile sunt, dar ce este 2, 3, 4? Ați făcut intervenția asta cu 2, 3, 4, 2, care pot fi ore, zile, stămâni, luni sau ani? Mai mulți ani. Eu lucrez în Italia și am făcut-o de mai mulți ani. Dar 2, 3, 4 vă spune ceva legat de dumneavoastră? Nu, o zi de naștere, o lună? A? Nu mă reamintesc nimic. Da, în sfârșit, cu siguranță dacă vă spun o conotație este, dar poate că acum nu reușiți fuga-fuguța să le puneți în cap la cap. Modo grosso, nu vă văd probleme deosebite de sănătate. Deci, nu vă văd. Văd o problemă, ați avut o problemă cu un chicior? Văd o problemă la un chicior. Da, mă mai supără că am și eu o vârstă de 63 de ani și mă mai supără în genunchi, mă mai... Da, dar nu văd, adică ceva de dus la cuțit acum, la baroscop, nu văd. Deci, nu văd. O leacă în zona spatelui, a schinării, o problemină acolo. Deci, acolo aveți. Și asta este veche, o știți dumneavoastră că e veche. Dar nu văd că faceți o intervenție. Știți, și eu vă spun, dar dumneavoastră o știți că aveți o discopatie. Da. Este o tasare, deci asta o știți, este foarte veche. Ce mai văd? Mai aveți și o leacă de spondiloză dumneavoastră? Ei, am spondiloză. O leacă, vă doare cu dureri la ceafă, la cap, dar nu este permanentă? Nu. Este când și când, dar așa, ca o... să zic, ca o radiografie generală, nu că ați avea probleme de ceva terminal, de înțelegeți? Adică le duceți pe chicioare. Iar în ceea ce privește serviciul meu pe care îl fac acum, cum va evolua? Ei, acolo văd așa că ați fost nici în căruță, nici în teleguță. Când mai mult, când mai puțin. Dar acum, la momentul ăsta, deci la momentul ăsta și în timpii următori care vin, adică de ordinul anul ăsta, ordinul lunilor bune, vă văd așa, fără problemă de slujbă.
bine, doamnă, vă mulțumesc. Adică nu văd o schimbare. Dumneavoastră vă gândiți la o schimbare. V-ați gândit mai de mult la o schimbare de slujbă, dar acum nu apare. Nu. No, anul... Acum, ca să fiu sincer, mă gândeam la o schimbare pentru faptul că lucrez la o familie de bătrâni și problemele au devenit din ce în ce mai grele. Și eu fiind bărbat... Vă înțeleg, dar nu este acum, nu apare schimbarea acum. No, deci într-un timp imediat, nu, nu. Nu apare. E posibil să ajung acasă anul ăsta în concediu. Asta e problema. Aici, așa. Că da, că ba. Dumneavoastră vreți, dar e posibil să n-ajungeți. E mult probabil să nu, să n-ajungeți. Să n-ajungeți în august. Adică luna asta. Vreau să mă duc în septembrie. A, deci am zis, mă refer la luna asta. Eu referință făceam la luna asta. Că nu ajungeți. În altă lună ajungeți. Bun, să rămânele. Doamne ajută, o seară bună, cu drag. Sănătate, toate cele bune. Eu încerc să mai repet încă o dată. Dacă cineva dorește, mă poate contacta pe 324 984-3442 și eu sunt disponibilă cu răbdare din partea dumneavoastră, că dacă nu vă răspund imediat, cu multă probabilitate nu pot la momentul respectiv, dar oricum eu răspund, îmi puteți lăsa și mesaje, adică disponibilitatea mea este în raport că dumneavoastră puteți fi mai multe persoane care mă contactați, eu sunt singura la care răspund și de asta vă cer o leacă de răbdare pe cât e posibil. Ce vă spuneam o leacă mai înainte legat de levitație, că au fost situații cu când veniseră ca să facă o înregistrare, nu o persoană cu care de fapt veniseră de la o revistă de specialitate din țară, din București, și se levita persoana în momentul în care lucram, deci fără înregistrare, iar când punea camera ca să facă înregistrarea respectivă, vă pot spune că nu se înregistra. Alo? Da, vă rog? Alo, bună seara, doamnă scumpă! Bună seara, doamna! Lucia de la Roma! Spuneți câte ceva în general despre mine, dar scurt, că mai aveți și alții. Da, dacă, doamna, dacă sunteți o leacă să-mi spuneți, adică să răspund la întrebări, despre ce anume doriți, că dacă eu vă spun generalități, ar putea să nu vă intereseze. Adică, anume ce? Vreau să vă spun că am o problemă cu un accident și nu prea mai îmi vine de la avocat. Nu, n-am înțeles. Să știți că nu v-am înțeles, cred că eu... Am avut un accident și am mers în tribunal și avocatul nu mai îmi dă niciun fel de semn. Să dea ceva, o să am reușit sau... Doamnă, mai durează. Mai durează. Dar deja e multă vreme, e o leacă de vreme de când s-a întâmplat asta. Da, din 2017. Mai, încă nu se termină, doamnă, acum. Trebuie să mai stați pe coada avocatului. Asta nu prea răspunde și... Doamnă, nu știu, găsiți modul, îi bateți la ușă, la studio, acolo, dar e cu bătaie lungă, să știți, încă mai aveți. O să fiți, adică o să primiți niște daune materiale dumneavoastră. Da. Deci cu siguranță le primiți, deci cu siguranță, dar trebuie să stați pe coada avocatului. Mi-a spus din capul locului că aici durează mult, 7-8 ani. Doamnă, nu știu dacă 7-8 ani. Dumneavoastră stați-i pe coadă, că dacă stați pe coadă nu mai durează 7-8 ani. Dacă îl lăsați așa, durează și 20. Deci dumneavoastră insistați, dacă știți unde are studioul, dacă știți... Eu am numărul, intru pe WhatsApp și trimit mesaj. Deci mesaj, doamnă, dacă aveți un studio, o adresă unde mai bateți și la ușă. Că nu prea îl văd eu așa, adică așa interesat pe cauză. Îl văd așa, mai lasă-mă să te las. Așa.
Și asta o știți, la, o știți bine și dumneavoastră. Eu știu că am greșit persoana, dar da. Ce să fac? Ați greșit omul, doamnă. Ați greșit avocatul. Ați avut ocazia, da. Ați avut ocazia să luați pe altcineva. Și da, nu... dar am avut altcineva și... Da. Aveți mare dreptate, pentru că am avut pe cineva și mi-a luat, că nu-mi plăcea și m-a schimbat la da. El. Da, și ați făcut o mare greșeală. O mare greșeală, știu. Era, dacă lăsați pe cel care ați avut, ce este o femeie și un bărbat? Nu, sunt bărbați toți. Dar dacă lăsați persoana de prima, erați aproape adusă la liman. N-aveți ce face, stați pe coadă, asta e. Da. Și cu lucru, bătrâna mea e cam așa, mai mult de la decât de coa. Doamnă, cât este de coa, ține-o de coa. Asta e banca dumneavoastră. Nu mai trăiește mult, doamnă, mult nu mai duce. A, nu? Mult nu mai duce, dar aveți grijă de ea. Cu cât aveți grijă și îi dați pe pică, îi dați cu lingurița, îi dați da, frulată, îi dați, este banca dumneavoastră. Da, știu. Dar era pe punctul, ea pe punctul ca să mai plece, a mai fost, nu-i prima dată. Da, ea are crize de epilepsie și... Doamnă, nu este numai epilepsie, are mai multe. Are și Parkinson și alții. Are mai multe, are destule, are un amestec de boli. Da, are mai multe. Parcă m-ați spăimântat o cât timp, adică în general așa, o să mai dureze mai mult. Doamnă, mai durează, așa de ordinul anilor, nu. Nu de ordinul anilor? Nu de ani mulți, mai durează. Da. Ok. Și să fac. Eu să știți că îmi pun foarte mult suflet în lucrul ăsta, nu sunt numai... Puneți-vă, doamnă, este banca dumneavoastră, ea, cu cât aveți grijă de ea, cu atât o lungește boala până se coace poama. Știți un mod. Cu drag. Vă mulțumesc din suflet să fiți binecuvântată. Toată lumea, doamnă ajută cu drag. Dragii mei, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mie mi-a făcut o plăcere deosebită că dumneavoastră sunteți interesați și că interveniți în direct cu întrebări la care să aveți răspunsuri. Vă mai las încă o dată telefonul meu cu rugămintea să aveți răbdare când sunați și numărul de telefon este și pe burtieră 3249843442. Vă răspund când sunați și dacă doriți mă puteți contacta oricând. Ce vreau să vă spun, dragii mei, la sfârșit de emisiune, eu vă doresc tot binele din lume, doresc să aveți un weekend binecuvântat, pace în suflet, sănătate și dumneavoastră, familiile dumneavoastră, să ne regăsim săptămâna viitoare, vinerea viitoare la ora 20 și să vă ascult păsurile și să vă pot sta la dispoziție cu plăcere. Vă salut cu respect, o seară plăcută și Dumnezeu să ne binecuvânteze.